Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Retrage-te pentru a te întări. S-a dus iarăși la munte numai el singur. Ioan capitolul 6, versetul 15. Secretul reușitei constă în cunoașterea misiunii pe care ți-a dat-o Dumnezeu și a darurilor puse în tine în acest scop. Odată ce descoperi aceste două lucruri, delegă restul și stai liniștit. Nu e ușor, fiindcă ceilalți au pretenții de la timpul tău și de la energia ta și acestea nu corespund chemării tale. Stabilește care sunt activitățile care te secătuiesc și dacă nu sunt esențiale, evită-le. Apoi, stabilește care sunt activitățile care îți dau energie și care te încarcă și fă din ele o parte esențială a vieții tale. Dar există atât de multe presiuni pe timpul meu, spui tu. Nimeni nu a fost mai ocupat decât Domnul Iisus. Ioan vorbește despre lucrarea sa. Sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Ioan, capitolul 21, versetul 25. Întrebare. Cum a reușit Domnul Iisus să rămână pe cale și să evite epuizarea? Răspuns. El a știut secretul odihnei spirituale și al înnoirii. Biblia spune, Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Cuvântul iarăși ne spune că Domnul Iisus avea obiceiul zilnic de a se retrage din mulțime, pentru a se ruga, pentru a se gândi la planurile și la prioritățile sale și pentru a-și reîncărca bateriile. Să înțelegem următoarele. Pentru a fi eficient cu ceilalți, trebuie să înveți să te simți bine singur, cu tine însuți. Scriitorul american Louis Auchincloss remarca: singurul lucru care îl face pe om să meargă în continuare este energia. Și ce este energia dacă nu plăcerea de a trăi? Am încheiat citatul. Dacă reușești să-ți faci timp pentru lucrurile care îți dau energie, vei avea rezerve la care poți apela când vine vremea să dăruiești altora.